17 elevi și două cadre didactice care se aflau în excursie s-au rătăcit sâmbătă pe masivul Rarău. În jurul orei 13, la dispecerul Inspectoratului de Jandarm Județean Suceava, a fost redirecționat un apel telefonic efectuat prin 112 de o profesoară în vârstă de 33 de ani din municipiul Suceava. Femeia a semnalat faptul că a pornit împreună cu un grup de elevi spre cabana Rarău, însă s-au abătut de la traseul marcat și s-au rătăcit, nemaiputându-și continua deplasarea. Pentru găsirea acestora a acționat un echipaj din cadrul postului de jandarm montan Câmpul Lung Moldovenesc, dar și salvamontiștii. Sâmbătă 15 iunie, în jurul orei 13, la dispecerul Inspectoratului de Jandarm Județean Suceava, a fost redirecționat un apel efectuat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, prin care se semnala faptul că un grup de elevi și cadre didactice aflați în drum spre cabana Rarău s-au abătut de la traseul marcat și au ajuns într-o zonă în care nu-și mai pot continua deplasarea. Pentru găsirea acestora a acționat un echipaj din cadrul postului de jandarme montan Câmpul Lung Moldovenesc, aflat în serviciu pe unul din traseele montane din apropiere. Jandarmii au găsit după aproximativ o oră și au condus la traseul montan marcat, de unde grupul s-a deplasat către unitatea de cazare. Pentru a evita astfel de probleme, jandarmii suceveni fac câteva recomandări care ar trebui luate în seamă de cei care se avântă pe cărări de munte. Jandarmii montan recomandă turiștilor ca, înainte de a porni într-o drumeție, să aibă în vedere următoarele aspecte. Să se informeze cu privire la traseul propus, gradul de dificultate al acestuia, precum și condițiile meteorologice locale, să nu pornească singur la drum, să nu consume băuturi alcoolice, să informeze cabanierul despre traseul propus și, poate cel mai important lucru, să folosească doar trasee turistice marcate și să nu se abate de la acestea. În situația în care sunt în pericol sau se rătăcesc, să apeleze cu încredere numărul pentru apeluri de urgență 112 pentru a primi sprijin din partea jandarmeriei montane sau a formațiunilor salvamont.